Bună, dragi prieteni, astăzi o să vă prezint două femele care au venit mai nou la noi în volieră. Sunt un cadou primit imediat după sărbători. Avem două femele de Rostov Roșu. E o femelă, aici în imagine avem o femelă de 2016, foarte frumoasă. Vedeți? Care nu prea obișnuită cu voliera. Și o să vă prezint și cea de-a doua femelă. Și cea de-a doua femelă, tot de Rostov Roșu. Foarte frumoase femelele. Toți porumbei. Sunt foarte frumoși. Astăzi este o zi în care porumbeii mei nu primesc mâncare. E o zi în care mănâncă doar grituri, minerale, avem aici, și ceaiuri. O zi din săptămână, vedeți, avem aici adăpătorile cu ceai. Ceai făcut din cât mai multe plante. Din mușețel, din tei, din sunătoare, din tot ce aveți dumneavoastră acasă, puteți spune. Și o zi din săptămână, dacă le puteți da numai ceai, este foarte bine. Se spune că le curăță sângele porumbeilor și asta îi face să fie și mai vioi decât sunt de obicei. Aici putem filma mai îndeaproape și femela de Rostov pe Roșu. Aici avem femela cea tânără. O să încercăm să vedem dacă o putem aduce aproape de ea și pe cea de-a doua femelă. Ușor, ușor am reușit să o aducem și pe cea de-a doua. Deci, aceste două perechi. În acest video v-am prezentat doar femelele. În partea dreaptă, aici avem și masculii. Masculii, vedeți? Celor două femele și celorlalte rase pe care le dețin. Dar asta o să vă prezint în videourile următoare. Asta am vrut să facem un video scurt și cu femelele de Rostov pe Roșu. Sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați ce v-am învățat și cu o zi din săptămână în care le puteți pune doar ceai porumbeilor. Sper că ați observat, aici noi avem adăpătorile puse pe încălzitoare. Acum în anotimpul rece sunt foarte bune, vedeți? Am luat ca să vă pot arăta. Aceste încălzitoare ne ajută la încălzirea apei. Apa stă undeva la 18-19 grade. Consumă foarte puțin aceste încălzitoare, numai 10-15 W. Deci sunt foarte economice. Încă o dată, femelele de Rostov pe Roșu. După care o să încheiem acest video. Așa s-au dus una lângă alta. Până data viitoare vă urez toate cele bune. Așteptăm like-uri de la dumneavoastră. Abonați-vă să puteți ști când postăm următorul video. Și toate cele bune. Multă sănătate!